fazendo cheia. Dolofanei. Am făcut aluatul pentru cozonacul cu aluat opărit și crema. Tăvile sunt gata. Aluatul și-a dublat volumul. Ia uitați cât de bine arată. Îl vedeți? Cât de bine arată? Este crescut. Ia uitați. Aceasta este crema, tăvile. Acum am să-i împletesc, o să iasă doi cozonaci micuți. Elastic. Bun. Cozonacii sunt la crescut. Așteptăm să crească și apoi o să-i dăm la cuptor. Au ieșit doi, unul l-am făcut împletit și unul l-am făcut simplu. Cozonacii au crescut, i-am uns cu gălbenuș de ou și cu puțin lapte și am decorat cu migdale, cireșe confiate și cu nuci. Acum am să-i dau la cuptor. Circa 45 de minute, 50. Cozonacii sunt gata. I-am scos și am lăsat să se răcească puțin ca să-i putem scoate din tăvi. Sunt foarte moi. Moi, moi, moi. Ia uitați. Sunt calzi încă. Acesta este cel împletit. Abia pot să-i țin în mână cât sunt de pufoși. Am să-i las să se răcească și după aceea o să rupem, să vedem cum sunt. Ia uitați cum arată. Să-i întoarcem așa pe toate părțile. Încercăm să rupem de aici o bucățică, să vedem cum sunt. Să tăiem de aici un pic ca să putem rupe. Da, sunt moi, moi. Este pufos, pufos. Să-l vedem și când este rece. Acesta este cozonacul. Este foarte bun. Sper
Sper să vă placă rețeta. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu o altă rețetă nouă. La revedere!